Sâmbătă, în cadrul etapei a 13-a, a doua a returului din cadrul campionatului județean de fotbal Liga a 4, -a, va avea loc marele derby al seriei, între formațiile aflate pe primele două locuri în clasament, Unirea Bascov și Fecear Pitești 1953. În tur, al Violeții s-au impus la limită scor 2 la 1 în urma unui joc extrem de disputat, atât în teren cât și în tribună, spectacolul pirotehnic fiind prezent pe toată durata partidei. De această dată lucrurile vor sta cu totul altfel. Unirea Bascov nu a pierdut niciun punct pe teren propriu. Echipa gazdă aflându-se într o formă sportivă foarte bună. Piteștenii cu un nou antrenor în persoana lui Adrian Dulcea par să și-fi găsit pofta de joc, dar și de gol. Etapa trecută la debutul lui Dulcea pe banca tehnică FC Argeș Pitești, 1953 a reușit scorul etapei 8 la 1 în fața echipei Vulturii Priboieni. Victoria Buzoiești, marea perdantă a etapei trecute, atunci când a pierdut surprinzător la Rucăr 1-0, are șansa să se revanșeze în fața propriilor fani din jocul de sâmbătă cu viitorul Ștefănești. O altă partidă interesantă va avea loc la Berevoiești. Echipa de pe locul 5 în clasament Gloria primește vizita echipei Sporting Pitești. În tur, cele două formații terminând la egalitate 2-2, partida disputată în complexul sportiv Nicolae Dobrin. Programul complet al etapei cu numărul 13 a doua returului de campionat este următorul. Liga a patra seniori, etapa a 13 -a. CSD le repitești CS Mioven 2, ACS Gloria ce CS Sporting Pitești, AS Micești 2002, CS Rucăr, ase Victoria buzoești, AS Viitorul Ștefănești 2007, ACS Unirea Bascov, a Fece Pitești 1953, AS Vulturii Pribueni, AS Olimpia Suseni.